În călătoria evreilor prin pustia Sinai, au ajuns la Refidim, un loc stâncos, fără apă. Disperați, au reproșat lui Moise și indirect lui Dumnezeu că de ce i-a scos din Egipt. Era mai bine să rămână robi în viață decât liberi, dar să moară de sete în deșert. Să nu ne grăbim să-i acuzăm pe evrei că au cârtit în pustie că le e sete. În peninsula Sinai, temperatura poate ajunge vara la 38 de grade Celsius. Cartea Exod, în capitolul 17, ne spune că poporul era chinuit de sete. Eu am avut ocazia să experimentez setea chinuitoare, când saliva ți se face pastă și ți se usucă și soarele dogoritor te extenuează. Când am găsit apă în urma lăsată de copita unei vaci în țărână, am fost foarte fericit să o beau. În condiții de criză, de oboseală, de boală, când fizic ești solicitat la maxim, vine ispititorul să-ți mai dea un brânci, să sugereze un vinovat pentru nenorocirea în care ești. Ba mai sugerează și cum să-l tratezi pe acest vinovat. În cartea Deuteronom, capitolul 8, Moise, purtătorul cuvintelor lui Dumnezeu, explică de ce i-a călăuzit Dumnezeu prin pustie. Ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii. Cum se încearcă un material, un elastic, un creștin? Se întinde coarda, se pune în situații limită, ca să vezi cu ce este plină inima. Dacă inima e plină de egoism și de mândrie, atunci câmpul vizual e îngustat la propria persoană, la gratificarea nevoilor și dorințelor imediate, de acum. Nu mai ții minte trecutul, nu te mai gândești la viitor, nu te mai gândești la consecințe. Bunicul meu a luptat în al doilea război mondial și a fost luat prizonier la ruși 3 ani. După care a fost eliberat. Când a sosit cu vaporul în Constanța, li s-a spus în mod repetat să nu mănânce pe săturate, căci organismul lor înfometat nu poate procesa mâncare multă, ci are nevoie de timp de readaptare. Foarte mulți soldați români nu au ținut cont de acest avertisment, au înfulecat pe săturate și au murit. Dacă ar fi ținut cont de avertismente, s-ar fi putut întoarce la familie, ar fi putut trăi mulți ani, ar fi putut transmite noi generații din experiențele acumulate, ar fi putut fi fericiți. Ei însă au preferat să mănânce pe săturate, să moară sătui. Imediatul a devenit cel mai important. Foamea și setea sunt nevoi legitime. Și Dumnezeu a demonstrat, prin dovezi solide, constante, că El este Cel care poartă de grijă. Pe bună dreptate s-ar fi așteptat ca poporul Său să țină cont de aceste evidențe, să creadă în El, să creadă că Domnul va purta de grijă. El are numele Jehova Ire, Domnul care poartă de grijă. Și să se încreadă în El, cum s-a încrezut Avraam. Ei însă îi reproșează lui Moise că el și Dumnezeul lui nu sunt în stare să îngrijească de nevoile poporului în drumul spre țara promisă și în exasperarea lor amenințau să-l omoare pe Moise cu pietre. Domnul Dumnezeul lui Israel a perceput acest incident ca o mare insultă la adresa sa. Au ispitit pe Domnul. Ce face Dumnezeu când este ispitit, jignit de poporul pe care l-a eliberat din robie? Îi spune lui Moise să dea cu toiagul în stânca Horebului, i-a indicat locul, și din ea a țâșnit apă, suficientă apă ca să bea un popor de 2 milioane de oameni, plus turmele de animale care îi însoțea. Auziți? Barajul unui râu spart cu toiagul. Vă vine să credeți? Este această poveste credibilă, plauzibilă? E adevărat că în cadrul Bibliei
a Vechiului și Noului Testament. O astfel de relatare e foarte plauzibilă, pentru că nu e singulară, pentru că nimic nu e prea greu pentru Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului. Pentru că Dumnezeu este făcător de minuni, pentru că generații întregi de oameni au cerut, au experimentat, au văzut minuni prin care Dumnezeu a vindecat, a eliberat, a cauzat sau a oprit fenomene naturale ca să-și arate divinitatea. Întrebarea arzătoare este dacă creștinismul contemporan este o structură în care minunile sunt plauzibile. Dacă sunt plauzibile, ce le face plauzibile? Credința noastră în relatarea Scripturii sau mărturiile istoriei bisericii? Mărturiile propriilor părinți? Sau propria noastră experiență? Avem noi credința că Dumnezeu ne poate purta de grijă din pământ, din piatră seacă? Sau filtrele sociale cu care ne-am pricopsit prin educație, prin explicații raționale manipulate ideologic, fac minunile o posibilitate ce ține mai degrabă de trecut, ca un ecou îndepărtat. Așteptările noastre sunt educate de reclame de genul puțin mai bine pentru dumneavoastră. La credință mică, minuni mici sau simpla supraviețuire. Dumnezeu însă e radical. În cel mai improbabil loc, în pustia uscată, în locul austerității extreme, în locul în care El însuși ne-a adus ca să ne treacă într-o clasă superioară. Acolo își arată slava, autoritatea peste apă și peste piatra muntelui din mijlocul deșertului. Zice Domnul în Exod, capitolul 19, v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici, la mine, ca să fiți ai mei. E foarte plauzibil să bei dintr-un râu, dar în pustiu să țâșnească apă din stâncă? Da. Așa e dumnezeiește. Așa e plauzibil la Dumnezeu. Noi vrem doar să ne stâmpărăm setea fizică. Dumnezeu ne l-a dat pe Hristos, căci stânca era Hristos și apa ce au băut acolo era o băutură duhovnicească, ne spune apostolul Pavel în 1-a epistolă către Corinteni, în capitolul 10. Noi știm că suntem păcătoși și Dumnezeu e sfânt, așa că ni se pare acceptabil să suferim puțin, ca în final să o ducem mai bine. Dumnezeu nu pune problema așa. Înaintea Lui toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Deci toți trebuie să moară, nu să sufere puțin. Dacă filtrul cultural ne spune, păi dacă mori e cam târziu să te mai bucuri după aceea. Și atunci, de dragul vieții acesteia, de dragul gratificării nevoilor și dorințelor din prezent, vom negocia caracter, sfințenie, credință pentru pâine și pentru confort. Mesajul lui Iisus este că numai deplinătatea pedepsei duce la deplinătatea slavei. Pentru noi, mesajul crucii al morții lui Iisus Hristos în locul nostru, ca să primim iertare, este esențial. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, ca noi să fim reconciliați cu Dumnezeu. Tragedia de la Golgota are legătură cu fericirea ta. Crezi lucrul acesta? Ți se pare plauzibil să iasă ceva bun din agonia morții Domnului Iisus Hristos cel răstignit? Lecțiile pustiei ar trebui să fie materie obligatorie în școli. Acolo, în pustie, în precaritate, în criză, se deprinde exercițiul credinței, al dependenței de Dumnezeul cel atotputernic. El poate face din criza prin care treci, din impasul în care te afli, un izvor de binecuvântare și fericire. Nu este un ghinion că ai ajuns la capătul puterilor, la capătul istețimii, la fundul sacului. Ridică-ți privirea spre Dumnezeul cel atotputernic.
și roagă-te, Doamne, arată-ți slava ta. Și Dumnezeu își arată slava nu doar în izbăvire, ci și în criză, suferință, în sărăcie, în marginalizare. Avem atâtea mărturii ale creștinilor întemnițați, înfometați, nedormiți, înlemniți de frig, care mărturisesc că slava prezenței lui Hristos în mijlocul suferinței surclasează suferința, o face neglijabilă. Cei mai mulți creștini sunt ca Marta, sora lui Lazar. Da, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Știu că va fi odată o îndreptare a nedreptăților, o compensare a pierderilor, o mângâiere a suferințelor. Dar realitatea este deocamdată că fratele meu e mort de 3 zile. Nu e plauzibil să se mai poată face nimic. Structurile contemporane de plauzibilitate fericesc pe cei care reușesc, pe cei care au succes. Ori crucea lui Hristos nu pare o reușită, nu pare un model de acceptat, de dorit. Dar fala Evangheliei este crucea lui Hristos, ceea ce în ochii oamenilor întruchipa eșecul cel mai lamentabil, este pentru noi puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. În locul dezolării poate fi locul revelației, al miracolului, al harului nespus de felurit al lui Dumnezeu. De aceea, în ziua necazului, nu te îngrijora. Nu te certa cu Dumnezeul tău, ci adu-ți aminte de purtarea lui de grijă. Dumnezeul din trecut este gata să-ți dea o binecuvântare. Crede că după colț te pândește o minune, o mare binecuvântare.